așteaptă un om, un suflet curat. I-ai spus că-l iubești și-ai să vii, însă l-ai uitat. Dintr-un simplu joc, inima lui s-a prins. Credeai că se stinge la loc, nu s-a mai stins. Te-așteaptă un om, zâmbind răbdător. El crede tot ce ai spus, te-așteaptă mereu solidar, dar în zadar. Nu mai vrei să vii, inima lui se iubește. Mai bine i-ai spune deschis că nu-l iubești. Te-așteaptă un om, un suflet curat. I-ai spus că-l iubești și-ai să vii, însă l-ai uitat. Dintr-un simplu joc, inima lui s-a prins. Credeai că se stinge la loc, nu s-a mai stins. Te-așteaptă un om, zâmbind răbdător. El crede tot ce i-ai spus, te-așteaptă mereu solidar, dar în zadar. Nu mai vrei să vii, inima să-i dăruiești. Mai bine i-ai spune deschis că nu-l iubești. Mai bine i-ai spune deschis că nu-l iubești. Mai bine i-ai spune deschis că nu-l iubești. Hai, că ai făcut-o pe mama ta să plângă. Dacă ați observat, numai la mamă și la tată se uita. A cântat special pentru ei. Incredibil! Incredibil moment. Uite, și publicul, ca de fiecare dată, este alături de tine, s-a ridicat în picioare. Asta înseamnă să ridici publicul în picioare, asta înseamnă să fii artist. 9 săptămâni pentru Stelian au fost incredibile. În primul rând, m-aș uita un pic la faptul că, iată, părinții lui au făcut acest efort mare să vină până aici, cu siguranță că le-a fost greu să ajungă și pentru asta îi aplaud cu toată sinceritatea. Îmi pare rău totuși că după aproape 30 de ani de la Revoluția Română, guvernele acestei țări, fără excepție, n-au făcut decât să dezbine familiile din această țară. Jumătate din oameni din țara asta sunt plecați în două Românie, una în România și una în afara țării. Din păcate, n-au reușit noi românii să ne ținem familiile unite. Dincolo de asta, uite că cum zice românul, e o vorbă în tot rău și un bine. Acest copil, acest tânăr, iată, a crescut frumos și fără părinți. Da. A reușit să fie educat de ce a rămas acasă, să-și iubească în continuare părinții așa cum trebuie să-și iubească și invers. Dar dincolo de asta, îți dai seama că el nici măcar nu a avut un minut în viața lui. Toată această dramă din viața lui a creat, nu a făcut decât să-i crească sufletul, nu să-i scadă. Da. Puterea sufletului lui și dimensiunile în care el gândește și vede lucrurile sunt mult mai mari decât la un copil, poate că ar fi trăit fericit. Întotdeauna din lucrurile de rele înveți mult mai mult decât din lucrurile bune. Din necazuri înveți mult mai bun decât din bucurii. De asta, pe undeva, după momentul de mai devreme și după faptul că, iată, după prima piesă ai luat note maxime de la noi toți, eu aș trece de faptul că tu ești în această emisiune, în această finală, omul care ai o dramă care, într-adevăr, impresionează. Dar asta nu te face neapărat câștigător pentru asta. Da. Da? Într-un final, noi trebuie să judecăm ceea ce exact cântă fiecare și să că de asta în juriu. Altfel, dacă am stat acasă, sigur că ne-am dorit ca tu să câștigi pentru că ai o dramă, cânti foarte bine, sunt neprofesioniști, ne uităm la televizor și zicem, mamă, ce m-aș bucura să cânte, să câștige băiatul ăsta, că ne e simpatic, e drăguț, e educat, etc. Însă noi trebuie să judecăm cinstit ceea ce se cântă și ceea ce auzim până la urmă. Dar din fericire auzim bine. Dincolo de drama ta, tu cânti foarte bine.
Mie îmi place de el că este discret. Da. Așa e un copil discret. N-a vrut să pună o pancardă. O, bă, Lin, nefericit! Da, da, sunt da, da, trist că m-au părăsit părinții la muncă. Nu. Nu. Este... N-a spus absolut nimic. Are în el, în ochii lui, în atitudinea lui, în cântecul lui, în glasul lui. Durerea aia, știi? Dramatismul ăla vine de la sufletul lui. Dar e discret. Nu vine să facă panoramă și paradă. Bă, sunt trist! Au plecat părinții, au plecat... Nu, bravo ție! Bravo, Felian! Rămâi demn! E demn! Pentru că da, glasul tău și știi tu cu tipsia aia care am zis-o cu tava, sufletul ăla care îl scos prin glas, iar nu vine să plâng. Asta transmiți. Asta ne transmiți nouă, publicului. Nu transmiți nici bijuteriile tale, nici costumele tale, nici averile tale, nici casele, nici palatele tale. Sufletul tău. Pentru că lumea este sătulă. E sătulă de ăștia. De ăștia de care zice el. E sătulă. Lumea vrea unul sincer ca tine. Un om care se urcă pe scenă și să cânte. Să-i cânte, fraților, ăsta-s eu. Să se uite în becul ăla și să transmită. Vă iubesc și vă dăruiesc sufletul meu. Bravo! Bravo, Stelian!